Și
Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și al născut Fiului Tău și al Spiritului Tău cel Sfânt, pun mâna mea pe serva Ta aceasta, Giulia Ștefania, care s-a învrednicit a scăpa către numele Tău cel Sfânt și a se adăposti sub acoperământul aripilor Tale. Depărtează de la ea șlăciunea cea veche și o umple de credința cea întru Tine, de nădejde și de dragoste, ca să cunoască că Tu singur ești Dumnezeu adevărat și unul născut, Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Spiritul Tău cel Sfânt. Dă ei să umble toate poruncile Tale și cele plăcute Ție să păzească, că de va face acestea omul, lui va fi prin ele. Scrie-o în cartea vieții Tale, unește-o cu turma moștenirii Tale, ca să se preamărească în ea numele Tău cel Sfânt și al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos și al Spiritului Tău cel Viu și de viață Făcător. Și să fie ochii Tăi îndreptați totdeauna cu mine spre ea și urechile Tale să asculte rugăciunea ei. Veselește-o în lucrurile mâinilor ei și în tot neamul ei, ca să te mărturisească pe Tine, închinându-se și preamărind numele Tău cel mare și prea înalt, și să te laude pururia în toate zilele vieții sale. Că pe Tine te laudă toate puterile cirești și a Ta este mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Te ceartă pe Tine, diavole, Domnul, și te ceartă pe Tine, diavole, Domnul, Cel ce a venit în lume și a petrecut între oameni ca să surpe tirania Ta și pe oameni să-i mântuiască. Cel ce pe lemn a biruit puterele cele potrivnice când soarele s-a întunecat și pământul s-a cutremurat. Mormintele s-au deschis și trupurile sfinților au înviat. Care a zdrobit cu moartea pe moarte și a înfrânt pe Cel ce avea puterea morții, adică pe Tine, diavole. Te jur cu numele Lui Dumnezeu care a arătat pomul vieții și a rânduit heruvim și sabie de foc ce se învârtea ca să-L străluiască. Cutremură-te și te depărtează. Te jur cu numele acelui care a umblat în valurile mării ca pe uscat și a certat vijelia vânturilor, de a cărui privire să seacă adâncurile și amenințarea Lui topește munții. Același îți poruncește și acum prin noi, teme-te, ieși, te depărtează de la zidirea Ta aceasta, să nu te întorci, nici să te ascunzi în ea, nici să întâmpi sau să lucrezi împotriva ei, nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la miază zi. Ci du-te în iadul tău până în ziua cea mare și gătită judecății. Teme-te de Dumnezeu, Cel ce șade pe heruvim și caută spre adâncul, de care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunile, domniile, începăturile, stăpâniile, puterile, heruvimii, cei cu ochi și serafimii, cei cu de șase aripi, de care se cutremură cerul și pământul mare și toate câte sunt în ea. Ieși și te depărtează de la această nouă semnată, ostașa lui Hristos, Dumnezeul nostru, că te jur cu numele acelui care umblă pe aripile vânturilor și face pe îngerii să-i spite și pe slujitorii să-i pară de foc. Ieși și te depărtează de la zidirea Ta aceasta, cu puterea Ta și cu toți slujitorii Tăi, că s-a preamărit numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Dumnezeule cel Sfânt, cel înfricoșător și preamărit, Cel ce în toate lucrurile și întăria Sa este neajuns și nepătruns, Cel ce mai înainte a rânduit Ție diavolul pe diapsa muncii de veci, acela prin noi nevrednicii robii Lui îți poruncesc Ție și la toată puterea cea împreună cu Tine lucrătoare,
să te depărtezi de la cel nou însemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Te jur dar într-un tot vicleanul și curatului și spurcatului și urâtului și Duhului străin, cu puterea lui Iisus Hristos, care are toate puterea în cer și pe pământ, cel ce ai zis Duhului celui mușu și surd, ieși din omul acesta și de acum să nu mai intri în el. Du-te, cunoaște-ți puterea ta cea deșartă, care nici peste porci nu a avut stăpânire. Și adu-ți aminte de cel ce, după cererea ta, ți-a poruncit să intri în turma porcilor. Teme-te de Dumnezeu, a cărui poruncă pământul s-a întărit de apă. De cel ce a zidit cerul și a pus înălțimile hotar și văilor măsură. De cel ce a pus nisipul hotar mării și în apă mare cărare bătută. De cel ce se atinge de munți și ei fumecă. De cel ce se îmbracă în lumină ca într-o mare. De cel ce a întins cerul ca un cor, de cel ce a acoperit cu ape înălțimile lui, de cel ce a așezat pământul pe temeile lui și nu se va clătina via cu viacului. De cel ce cheamă apa mării și o revarsă peste fața întregului pământ. Ieși și te depărtează de la aceasta ce se gătește pentru stânga luminară. Te jur cu patima cea mântuitoare Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstitul lui cum și sânge și cu venirea lui cea întrucoșătoare că va veni și nu va zăbubi să judece tot pământul și pe tine și pe toată oastea cea întrucoșătoare cu tine să te muncească în vina focului, dându-te în întunericul cel mai din afară, unde viermele nu doarme și focul nu se stinge. Că puterea este a lui Hristos, Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Doamne, Savaot, Dumnezeul Israel, Cel ce vine și toată boala și toată neputința caută spre serva ta aceasta. Giulia Ștefania, cearcă, cercetează și alungă de la ea toată lucrarea diavolului. Ceartă duhurile cele necurate și le alungă și curățește lucrul mâinilor tale și cu grabnica ta putere lucrând îți zdrobește de grabă pe satană sub picioarele ei și dă biruința asupra ei și asupra duhurilor lui cele necurate. Ca dobândind mila ta să se vrenicească de tainele tale cele nemuritoare și cerești și ție mărire să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Stăpâne, Doamne, Cel ce însusești, care ai făcut pe om după chipul și asemănarea ta și ai dat dreptul de a domni viață de veci, apoi căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea, ce ai rânduit mântuirea lumii prin întruparea Hristosului tău, însuși primește în împărăția ta cerească făptura aceasta pe care ai răscumpărat-o din robia vrășmașului. Deschide-i ochii gândului ca să strălucească în ea lumina Evangheliei tale. Însoțește viața ei cu îngeri de lumină ca să o păzească de toată bântuiala doctrinului, de întâmpinarea celui rău, de diavolul cel de amiază zi și de nălucile cele rele. Alungă de la el pe tot duhul cel rău și necurat, care se ascunde și se cuvează în inima ei. Amin. Alungă de la ea pe tot duhul cel rău și necurat, care se ascunde și se cuvează în inima ei. Amin. Alungă de la ea pe tot duhul rău și necurat, care se ascunde și se cuvează în inima ei. Amin. Duhul înșelăciunii, Duhul răutății, Duhul slujirii de idolești și a toată lăcomia, Duhul minciunii și a toată necurăția, care lucrează după îndemnul diavolului. Și îl făl pe el, făptură cumutătoare a turmei cele sfinte a Hristosului tău, modular cinstit al bisericii tale, vasfințit fiul al luminii și moștenitor al împărăției tale, ca viețuind după poruncile tale și păzind pecetea nestricată și venind veșmântul neîntinat să domânească fericirea sfinților tăi în împărăția ta. Cu darul și cu îndurările și cu iubirea de oameni au nenăscut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Acum, uitați aici, da? Și o să-mi răspundeți la ce întrebă, da? O să vă întreb de câte trebuie. Te lepezi de satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui? Da. Mă lepăd.
te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te-ai lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Suflă și scuipă-l pe el. Mimască, scuipa și suflați. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Și crezi lui, și acum cu toții, dacă este posibil, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Și într-un Spiritul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a reibit proroci într-una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică, mărturisesc un botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și te închin lui. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, treimii celei de o ființă și nedespărțită. Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, Cel ce voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cheamă pe serva ta aceasta, Giulia Ștefania, către luminarea ta cea sfântă și o învrednicește de acest mare har al botezului. Dezbracă-o de cele vechi și o noiește pentru viața de veci. Umple-o cu puterea Sfântului Tău Spirit spre unirea cu Hristos, ca de acum să nu mai fie fiul al trupului, ci fiul al împărăției tale. Cu bunăvrerea și cu harul unei nescutiului Tău, cu care într-un ești binecuvântat, cu prea Sfântul și bunul de viață, Făcătorul Tău Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, celor care erau cu noi în corabie, le-ai trimis porumbel ca o ramură de măzgin spre vindecarea. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, celor ce erau cu noi în corabie și le-ai trimis un porumbel cu o ramură de măzgin în cioc, ca semn al împăcării și al mântuirii din potop. Și a închipurit prin acelea mai înainte taina Harului, care a rânduit rodul măslinului și pe primirea Sfintelor tale taine, care prin el ai umplut de Spirit Sfânt pe cei ce erau în lege, iar pe cei ce sunt în Har îi faci desăvârșit însuți. Binecuvântează și acest un de lemn cu puterea
cu lucrarea și cu pobonârea Sfântului Tău Spirit, ca să fie această ungere de nesfricăciune, armă de dreptate, înmoirea sufletului și a trupului, alungarea toată lucrarea diavolească, strânăturarea tuturor răutăților, pentru cei ce sunt cu credință sau vor gusta din el, strânătirea Ta și a nenăscuturii Tău, de-a Sfântului și Bunului și viață, Sfântului Tău Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce luminează și sfințește pe tot omul care vine în lume, acum și pururia și în vecii vecilor. Acum trebuie să mai țineți un pic. Dar ce este la fete? Eventual să puneți aici pe masuță, dacă... Să nu știu se unge serva lui Dumnezeu, Giulia Ștefania, cu un lemnul bucuriei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Spre vindecarea sufletului. Un pic la spate, nu? Nu vă grăbiți încet, că vreau să prind. Nu mă grăbesc, nu mă și a trupului spre ascultarea, puneți-o înapoi, da. Spre ascultarea credinței. Un pic cu scăpuța aici. Tu ai dat ce-am gândit tale. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit ca să umble pe căile tale. Căpuța aici sub bord, da? Da, da. O să-i dau asta jos. Așa, fetice, bravo. Să nu ce-am făcut. Se botează. Serva lui Dumnezeu, Giulia Ștefania, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Fericiți cei cărora s-au iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit este bărbatul căruia nu va socoti Domnul păcatul, nimeni nu este vicleșug în gura lui. Te-am trecut și-au mătuit oasele mele când am strigat toată ziua către tine.
Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, de bucuria mea ești, mântuiește-mă de cei ce m-au înconjurat. Dă-mi haină luminoasă, Dumnezeule, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Domnul milostive Hristoase, Dumnezeul nostru. Acum, mai lăsăm așa un pic, bine? Domnului să ne rugăm, Doamne, îndură-te spre noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule, a toți ținătorilor bunătăților sau ale dreptății celor care erau într-un tuneric, le-ai străluci lumina mântuirii prin arătarea unui născut Fiului Tău și Dumnezeului nostru și ne-ai dorit nouă nevrednicilor fericită curăție prin Sfântul Botez și Dumnezească Sfințire prin ungerea cea făcută de viață. Cel ce așa cum ai binecuvântat să se nească din nou serva ta aceasta luminată să fie prin apă și prin spirit și ai dorit lui ei iertarea păcatelor celor de voi și celor fără de voi. Însuși, Stăpâne Împărate al tuturor, prea milostive, dăruiește ei și pecetea darului Sfântului Spirit. Și întru tot puternicul și vremul de închinare Spiritului Tău și cu cuminecarea cu Sfântul Trup și cu scumpul sânge al Hristosului Tău. Păzește-o în sfințenia Ta, întărește-o în dreapta credință, mântuiește-o de cel rău și de toate miștii și gurile Lui și păzește sufletul ei în frica Ta cea mântuitoare, în curăție și în dreptate. Ca în tot lucru și cuvântul bineplăcânție să treacă fică și moștenitoare cerești și tare împărăție. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeul care miluiește și mântuiește și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Acum, așa, folosim mirul Sfinții de către Episcop în Joia Mare, pentru a face ostașul lui Hristos. Acum tot așa o să am nevoie de acces la... Bătăție, spate, picioare, mă... Mara, nu-i grab, nu te stresa. Că și eu îmi trebuie timp să te văd ce faci. Pecetea darului Sfântului Spirit. Amin. Dar sus de tuță, dar sus de tuță. Da, 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 da. Da, scui pe afară. Aleluia! Cât de
Să luăm aminte din scrisoare către Romani a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, oare nu știți că toți în Hristos Iisus ne-am botezat, într-o moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru ca prin Hristos, pentru că precum Hristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoirea vieții. Căci dacă am fost altoiți pe El, prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași a învierii Lui. Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci cel care a murit a fost curățit de păcat, iar dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și vieții împreună cu El. Știm că Hristos a înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânirea asupra Lui. Că și a murit păcatul odată pentru totdeauna, iar ce trăiește, trăiește Lui Dumnezeu. Așa și voi socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, înțelepciune drept. Să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Spiritului Tău, la citirea Sfintei Evanghelii, după Sfântul Evanghelist Matei, mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus, și văzându-L, s-au închinat ei care sunt Hristos. Și apropiindu-se Iisus de-a vorbit lor, zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Ție, Doamne, mărire ție! Domnului să ne rugăm, Doamne, îndură-te spre noi! Cel ce prin Sfântul Botez ai dorit robului Tău acestuia mântuire de păcate și a dat ei înnoirea vieții însuși, Stăpâne, Doamne, binevoiește să strălucească fulgurea lumina feței Tale în inima ei, apără pe vaza credinței ei nebântuită de vrăjmaș, păzește în ea nesculcată și neîntâniată haina nestricăciunii cu care s-a îmbrăcat. Păstrând în ea cu harul Tău nestricată pecetea cea spirituală și fii milostiv acesteia și nouă după mulțimea îndurărilor Tale. Că s-a binecuvântat să prămii prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, îndură-te spre noi. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin baia botezului dai strălucire cerească celor botezați, Cel ce-a doua oare născut pe serva Ta aceasta, nou luminată prin apă și prin Spirit, și i-ai dorit iertarea păcatelor celor de voie și celor fără de voie, pune peste ea mâna Ta cea puternică și o păzește cu puterea bunătății Tale. Ferește-i arvuna nefurată și învenicește-o de viața veșnică și de cele bineplăcute Ție. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Spiritului Tău. Capetele voastre, Domnului, să le plecați Ție, Doamne.
Cel ce s-a îmbărcat într-o tine, Hristoase, Dumnezeul nostru, ție împreună cu noi și-a plecat capul, păzește-o să rămână ostaș nebiruit împotriva celor ce poartă în zadar dușmănia asupra lui și asupra noastră și cu cununa ta cea nepieritoare, apără-ne pe noi pe toți biruitori până la sfârșit, că ție se cuvine a nemilii și a nemântuirii și ție mărie înățăm împreună și cel fără început Părintele tău și prea Sfântului și bunului și de viață Făcătorului tău Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Între capul te-ai luminat, te-ai sfințit, te-ai în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Te-ai botezat, te-ai luminat, te-ai miruit, te-ai spălat în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Domnului să rugăm, Doamne, îndură-te spre noi. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, Cel de Sfântul Tău ai cinstit pe om, împărtându-l din suflet de vedător și din ca să nu se bată în de schimbările timpului și toate mădularele niște trebuințe le-ai sărit, ca pentru toate să-ți mulțumească ție, ție prea bunule meșter, însuși, Stăpâne, Cel ce prin vreasul Tău, Cel ales Pavel Apostolul, ne-ai poruncit ca toate să le facem spre mărirea Ta, pe serva Ta aceasta, Giulia Ștefania, care începe a ștunde părul capului său, binecuvântează-o împreună cu părinții și cu nașii ei, și dă ei și lor ca întotdeauna să gândească într-o legea Ta și să facă cele bine plăcute ție. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție, mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Spiritului Tău. Capetele voastre, Domnului, să le plecați ție, Doamne. Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce prin săvârșirea tainei Sfântului Botez, cu bunătatea Ta ai sfințit pe cei ce crede în Tine, binecuvântează pe pruncul acesta și binecuvântarea Ta să se coboare peste capul ei și pe cum ai binecuvântat pe prorocul Samuel și pe împăratul David, binecuvântează și capul servei Tale acesteia, Giulia Ștefania, prin mâna mea păcătosului, luminându-o cu Spiritul Tău Sfânt, ca sporind cu creșterea și cărunțerea bătrâneților, ție mărire să înalți, să vezi vadă bunătății Ierusalimului în toate zilele vieții Tale. Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Serva lui Dumnezeu, Giulia Ștefania. O luăm mai bine. De aici. În numele Tatălui. Știți eventual la lui? Și-al Fiului. Și-al... Nu mă pic să... Și-al Sfântului... Spirit, amin. Și aici... Ai hirea pe ești. Coli! S-a lingut. Bine. Perfect. Să nu.
miluiește-ne, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Doamne, ți auzi-ne și ne miluiește, Doamne, îndură-te spre noi, încă ne rugăm pentru acest nou botezat, serva ta, Giulia Ștefania, pentru sănătatea și pentru mântuirea ei, Doamne, îndură-te spre noi, încredăm pentru sevii tăi părinții și nașii, care au primit pe fetița aceasta pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, îndură-te spre noi, tăi și viitor de oameni întâlniți, și ție mâine înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Sfânt, acum și pururia și vecii vecilor. Amin. Mă așteptam să reșească un pic. Se primește în biserică serva lui Dumnezeu, Giulia Ștefania, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. În mijlocul bisericii te voi lăuda. Se primește în biserică serva lui Dumnezeu, Giulia Ștefania, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Acum eliberează pe robul tău, pe serva ta, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că a văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înainte feții poporului, lumină spre descoperirea neamului și slava poporului tău, Israel. Gata. Dă-mi mâna la dubă. Gata, gata. Sper că am prins. Asta nu este o felie de zoom. Este gata, pot ce să zic. Și pe la poza acum, că asta nu e de distanță. Stai, că bine zice. Adevărat. Ai mai luat-o cu linguiță sau nu? Te întorci un pic spre mine, un pic spre mine te întorci. Se împărtășește serva, nu mă ține mânuța să unde am potis. Așa, se împărtășește serva lui Dumnezeu, Giulia Ștefania. Gurița mare, amă. Numele Tatălui, spre iertarea Fiului și al Sfântului Spirit, amin, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Dacă mai dau un pic de că-i consacrat. Ei, că se mai cânt de oameni. Spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Acolo vine. Bine. Iată, s-a atins de buzele tale și va șerge toate păcatele tale. Fără de legile tale, le va curăța.
Măriveți-i Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire-ți-e, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și puruia și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Cel ce în Iordan de la Ioan a binevoit a se boteza pentru mântuirea noastră, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstite și viața făcătoarei cruci, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, fiind bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile tuturor sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fii cu îndurare spre noi. Amin. Hristos al mia din mort, cu moartea pe moarte cărând, și celor din morminte, viață dăruindu-ne. Bun Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni și Bunul Dumnezeu să le crește în înțelepciune și în frică de Dumnezeu, micuții voastre, fericitări vouă părinților, fericitări nașilor, bunicilor și tuturor membrilor familiilor voastre. Și aveți, să aveți parte de bucurii din băiat. Mulțumim frumos! De băgăjărițea spuneată. Exact. Cine este cu... Mica. Ești tu? Ești cu ea. Da. Tu ești prima, știi? Ia să mami acum cu ea, dar eu stau aici, știi, și cum vii numai atâta mai este. Familia lui Florin Mic, credincios în Hristos. Și vreau să spun un lucru care pentru mine ca preot contează foarte mult. Realizările unui preot, dragii mei, sunt acestea. Când un preot botează și comună. Atunci, într-adevăr, un preot este împlinit spiritual și sufletește. Și nu putem decât să nu ne bucurăm că iată, Dumnezeu i-a îngrijit cu o fetiță, să ne unim atunci cu ei în bucuria lor, să aveți cu toți o petrecere frumoasă, dar înainte de aceasta, bineînțeles, așa cum se cuvine, o să zicem o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-le. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, te rugăm să binecuvântezi mâncarea, băutura și pe noi servii tăi. Că Sfânt ești totdeauna acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Fericitări părinților, fericitări nașilor, bunicilor, apropiaților, să bucurați de fetița voastră și să o educați în religie creștinească, în înțelepciune și în adevăr. Fericitări și la mulți ani, poftă bună! Yeah.
frumusețea mea. Fata mea, ce minune de copil, tu ești ploaia mea, fata luna ta. Tu ești pentru mine ca un trandafir, floarea mea, frumusețea mea. Haideți să-i încurajăm pe părinți, pentru Florin și pentru Larisa să fie la mulți ani, Ștefanian, să crești mare și frumoasă, să le aduci numai bucurii părinților. Invită nașii alături de ea, venicul de Dan și de părinți. Haideți să încurajăm și nașii să invităm aici alături de noi. Cu multe aplauze, să fie special pentru ei. Dumnezeu să vă dea sănătate nașilor, să aveți grijă de ea. Partea Ștefaniei pentru nașii ei, multă sănătate și multă fericire și să aveți grijă de ea. Vă invităm și pe dumneavoastră, pe toată lumea. Haideți să începem să petrecem alături de Ștefania, Giulia. La mulți ani încă o dată pentru ea, să fie mare, frumoasă și să aibă numai multe bucurii în viața asta. Cu voi, gândurile noastre toate,
faci cuvintele să știi, ele sunt surorile, atunci iubito când vii. Eu vorbesc cu florile, cuvintele savera mea, ele mi spalatele, cuvântul și cu inima nu seamănă la altele. Ce seară minunată, mai spune-mi iubito odată, mai spune-mi că ești frumoasă și că vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubito odată. Mi-s dragi cuvintele să știi, ele sunt surorile, atunci iubito când vii. Eu vorbesc cu florile, tăcerea-mi dragă, nu mi-s dragi tăcerile, atunci când uiți de mine tu, eu vorbesc cu stelele. Ce seară minunată, mai spune-mi iubito odată, mai spune-mi că ești frumoasă și că vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubito odată. Așa este, vă invităm pe toată lumea la dans să fie zeceat de domnul Mircea și soția Dânsului și pentru Ticu și pentru soția Dânsului. Haideți, vă invităm la dans, hai să începem dansul. Am dat o petrecere, mama, ce petrecere, să ne doamnă
Thank you.
Duminica, ai na 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 și eu am dat ca n-aș fi dor.
Prieteni,
Așa
Thank you.
ești femeia sufletului meu. Cred în tine, cred în Dumnezeu. Tu ești femeia sufletului meu. Să rup femeie mâina ta. Să rup femeie ochii tăi. Frumoasa și iubitarea. Ei bine, hai să facem și o oră frumoasă, hai să mărim picioarele și să rupem ritmurile! Și bineînțeles, să mărim puțin volumele! Te dorești în sufletul său.
Thank you.
Thank you.
Mi-e-ți place, mi-e-ți mai lilie. Hai da la
noi.